ce înseamnă prietenia pentru tine? Prietenia pentru mine înseamnă să fii alături de cei pe care îi consider prieteni în orice situație și chiar și atunci când nu te auzi cu prietenul tău de mult timp, atunci când te vezi cu el să fie ca și cum nu v-ați văzut de 5 minute. Este un sentiment și o relație foarte greu de explicat, dar cred că cam asta înseamnă, să ai pe cineva la care poți să apelezi oricând ai nevoie și alături de care să fii tot timpul bucuros. Cât de mult te-au ajutat pe tine prietenii? Foarte mult, deci în special de când m-am accidentat, fără ei nu știu unde aș fi fost. Și într-o echipă de fotbal? Cred că cheia succesului la echipa de fotbal este prietenia dintre jucători. În perioada în care voi ați avut performanțele remarcabile atunci la Steaua, aveați genul acesta de relație? Eram foarte bun prieten, ne întâlneam aproape săptămânal la câte o masă în oraș și cred că a jucat un rol deosebit această relație foarte bună dintre noi la performanțele care le-am avut, ca dovadă că și acum a rămas foarte uniți. Cine a fost cel mai bun prieten al tău de pe teren? S-a greu, că am mai mulți prieteni, dar așa cum... Ceea ce mi se pare firesc până la urmă. De la Steaua i-aș nominaliza pe George Ogăraru și pe Florin Lovin în egală măsură și am și de la junior foarte mulți prieteni.